Neața lume, Baki Hanma sezonul 2 este aici sau Baki Hanma copilul căpcăunului, depinde pe ce site te uiți, pe unele mai scrie The Son of the Ogre, bă, na, Baki Hanma sezonul 2, basically. Și începe direct cu intro, frumos, o poți să dai skip, l-am asultat, nu e chiar atât de fain, sincer. Și culmea începe direct cu Baki, Baki care s-a antrenat, apoi merg în sufragerie, presupun, beau niște ceiut, îi zice Baki, cine mă ăsta care vrei să mă întâlnesc, ha? Ia zi, bă Baki, fii atent, e genul de om pe care nu l-ai mai întâlnit niciodată. A, mă, că așa zici despre toți. Iată, am o să zic. Care crezi că este cel mai puternic animal din istorie? În siguranță nu te referi la Yuji Rohanma. E Chiar că e the goat. atunci, nu știu, tigru siberian? Lei? Nu, bă. Nu cel mai puternic de pe pământ. Cel mai puternic din istorie. Te referi la dinozauri? Mamuți? dinozauri. Care e cel mai puternic dinozaur? A, un T-Rex, tiranozaur și dă asta un ziar. Bachi zice, bă, știi că nu știu să citesc în engleză și îl vede pe ăsta. Mar aici, ce e ăsta? Om sau bestie? Cine a trăit în perioada jurasicului? Oh my god! Și uitându-se la ochii lui, zice, nibă, who this? Un om mai puternic decât un T-Rex. Și acum ne arată cum l-au găsit. Erau niște băieți care zic, bă, cred că dinamita l, l o scos pe ăsta la suprafață. Era un T-Rex și el. E extraordinar de mare băiatul ăsta. Și se gândeau bă, cum nu e bă, explicăm chestia asta. Nu știam că oamenii trăiau în perioada aia, sincer. Pare că îl atacă pe T-Rex. N-ai bă să lea și ce facem, miș. i dai seama, descoperire incredibilă. Bă, hai să mergem la obsediu să întrebăm. O iau ăștia pe băiat, îl bagă la observații, pe care peste 2 metri jumate, sincer. E extraordinar de mult. mâna lui e cât un om. Mare profesor Einstein aici, care și seamănă un pic cu el, zice, băieți ce descoperire incredibilă. Noi întotdeauna am crezut că oamenii au apărut acum 7 milioane de ani. Cine bă s-ar fi gândit că noi existam din perioada jurasicului? Cred că știți, fără să vă mai zic, că nu puteți face publica această informație. Să dă seama, că a da cărdat peste cap tot ce știe lumea despre oameni. Mare inginer, doctor șef, aici a zice, păi nu-l învie. Bă, în anul 2000, explică domnul Einstein, când era în New Mexico, profesor Russell Breland a descoperit niște picături de apă în bucata asta de aici, de acum 250 de milioane de ani și ce a găsit fraierul în apa aia, microorganisme de atunci, pe care le-a luat asta, le-a pus în mediu ideal și le-a înviat fraierul, în peste 120 de zile. Deci, teoretic vorbind zice ăsta, am putea să-l și pe picăl în apă nu știu ce a dat numele murătură. <gântu -i> dar oare omul se bătea cu dinozaure și zic Pickle, Pickle Rick. Și chiar s-a apucat să-l învie. Era ziua 91 de când îl țineau la aparate, dar nu pare să se trezească. Scrumează asta pe fața lui și ce bă, testul e mare eșec. Tatea asta mânca un șnicăr să aici, și a ce bă, ce plictiseală, aș vrea să mă niște cărniță. Dintr-o dată și aduce aminte, sta mă că avem carne în laborator, mă. Dita mai tiranozaurul. Ăsta dai seama, o să fiu primul om care mănâncă carne de dinozaure e după picăl și neamul lui. Să duce ăsta. După aia îl arată pe profesor care se gândea, bă, ce am găsit în stomacul ăsta nu se poate așa ceva. Ăsta a mâncat T-Rex. Era prada lui. Între timp ăsta a luat să felia de tiranozaur, o gătea aici, dai cu vinul, dai cu găteala și ce crezi, mă, mirosul de la friptura lui ăsta ajunge la picăl. Se trezește asta. Începe să mănânce asta din friptură, ce? Hmm, nu știu ce să zic. Să fie porc, să fie miel, crocodil, nu știu ce ăsta. După aia -l vedem pe picăl cu se uita super disperat. băci, nu înțeleg nimic, că dai seama în fața de acum 200 de milioane de ani. Nici șansă. Peretea cu pericul, min, chestii prin care poți să văd obiecte, date încolo dubios. Se trezește ăsta și pleacă și apare lui ăsta în spate. Doctorul panica, deci mamă, ce e cu ăsta? Cum s-a trezit? De ce s-a trezit? Nu se trezise înainte, de ce s-a trezit acum? Nu știu ce naiba să-i fac, ce să-i fac? Nu putem să-l bate, nu avem cum să-l batem. Am caterul ăsta, nu pot să-i fac nimic cu caterul. Am o armă aici și a în dulăpior, degeaba, nu cred că apuc să -o iau. Doar că sta ce face, ia friptura și o mănâncă. Asta e tot ce a făcut. Apoi se apucă să-l pe ăsta, doctorul se gândea, bă, sta vrea să-l mănânce. Nu, no, nu l am mâncat. Pleacă. Atunci asta ia pistolul, picăl se supără și vine spre el și ăsta trage, îți dai seama. Îi dă vreo trei gloanțe care îl rănesc pe ăsta. Nu mult, gen cred că nu m-a l-au puțin. Că nu, nu l-au penetrat, dar l-au zgâriat puțin. Ca apoi e asta gloanțele în mână, și le aruncă înspre ăsta, două da un perete și nu ai trece prin umăr, după aia începe să-l alerge, bă și-l prinde. Îl ia așa de umeri cu ambele mâini și zgâlțe. Nu i-a fost schimb încă capul acum sau ceva, nu îl zgâlțe, bă la zgâlțit de la la draci. După aia încerca să comunice cu el, îți dai seama că cerea mai multă friptură de tiranozaur, că eu l mâncat tiranozaur, dar niciodată fript să dai seama. Nu cred că știa el focul pe vremea aia. Și dă de așa cu pumnii pământul la modul Ha, cu mâncarea aia, că mi-e n-am mai mâncat de 250 de milioane de ani. Dar ăsta înțelegând că s-a spărat și a dat o palmă. Hei, i-a dat o palmă, a dat cu el de pereți. Nu mai vedea pământul bine. Ajunge la un moment dat la un perete cu o ușă, bagă mare cod, se deschide ușa. Când ăsta să-l mănânce, îi miroase ceva de la ușă. Era tiranozaurul acolo. S a dus la tiranozaur, era super, nu știu dacă era fericit sau dezamăgit aici. Închide asta ușa și ce băni, l-am prins pe fraier. Cheamă poliția, îți dai seama. Cheamă poliția, vine doctorul, îi păi zice asta, bă, doctor, înțeleg de ce e surprins, da, să înțepenească Jackson. -a. Chiar am viat, l-am bogat în, în congelator, era acolo, mă l-am bogat în congelator. A, deci tu ai chemat mă, dita, mă mai armata de poliție aici. Bă, da, știu că par mult, dar o să mă înțelegi după ce-l vezi pe ăsta. Nu ne putem ține la el, e extraordinar de puternic. Gloanțele nu merg, sar din el, iar acele gloanțele a luat și le-a aruncat cu atâta forță încât mi-a trecut pe număr. Nimeni nu poate arunca gloanțele așa de puternic. Apare băiatul ăsta, zice, băieți, l-am găsit pe fraier. E în frigider, la a la rece. O să mergem peste el. Profesorul zice, bă, nu o să reuși să-l bateți pe fraier. Cine ești tu, mă? Sunt Albert Payne. O, oh, un candidat la premiul Nobel. Interesant, domnule profesor Saltare. Băi, amici, eu zic să chem armata când n-ai nicio șansă. du te bă de aceea. Eu am auzit că e un singur om pe care trebuie să-l prindem. Orică de șmecher ar fi, e doar unul Îl facem, îți dai seama. Ce asta? King Kong? Bă, să știi că n-ar fi rău să zici. Da, cred că King Kong e. Și sparge peretele, iese, sare pe mașină de poliție, o iau, o aruncă în alta și ăsta super panicat tras pă, hai cu armata aia odată că n-avem ce să facem. Și vine armata cu noul lor prototip de soldați, războinici, exo, skeleton, costum, n -ai ba să Iar Era băiatul ăsta, comandant, zice, hm, înțeleg, da, 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 da. Hmm, dar și dacă este la aceeași forță cu King Kong, o contează, e armat frerul. Îl bate. De ce nu trageți în el să-l omorâți? Bă, ai dreptate, doar că omul ăsta este o comoară pentru întreaga rasă umană îți dai seama. este mai prețios decât președintele oricărei țări. Ăsta zice, păi da, domnule profesor, da și tu ești o comară pentru rasa umană din moment ce ești un candidat la premiul Nobel. Hai că mă duc să-l prind pe fraier fără să-l rănesc, cică. Îl ia pe ăsta cu costumul lui, îi zice că a petrecut 2 ani în costum. Poate să facă orice costum ăsta, să bată cu oricine, să, să bată cu lei, să tricoteze, să faci de toate. Și se ridică picăl, vine la ăsta. Îi dă un pumn în armură, bam, direct, broken. Îl ia de gât și începe să-i bage o din asta, o dar naiba să-l prinde și se învârte costumul ăsta și la aruncă. Și cam a e. Și apoi vine armată mai mare. Cea mai mare forță a armatei americane n-a reușit să se facă față. Și ăsta e fix capitanul care a venit la bache atunci. Să se gândea, bă, cum bă să nu putem face? Avem cele mai șmechere tancuri, cele mai șmechere elicoptere, nu putem să-l facem pe ăsta. Inacceptabil. Ajung ăștia, se dă capitanul jos, merge spre picăl și mergând înspre el începe să se dezbrace. zice, bă, ca bărbat, ca om, simt cel mai mare respect pentru omul ăsta. Și pentru prima dată de când picăl s-a trezit, a văzut pe cineva ai cărui ochi aveau zero antipatie și întinde mâna lui ăsta și zice amici, hai să te duc neva unde sunt alții la fel ca tine. Unde crezi? În Japonia, bineînțeles. Și asta e primul episod din bac. Hai cu episodul 2, că aici facem tot sezonul. Erau băieți ăștia la știri, toată planeta curioasă, bă, ce cu ăsta? Zai seama că au aflat cu toții de el. Zice, bă, domnule profesor Kawamoto, ce să facem pe ăsta? Să-l numim un om primitiv? Na, oare vor vorbea ăștia, capitanul și cu Baki se uitau la televizor și toată lumea cu camere, cu blițuri, bă, cine ăsta asta? El, el, uite cum era înconjurat aici, și de mame. Și pe Baki l-a luat panica numai când l-a văzut pe ăsta prin ecran. Ce bă, ăsta e periculos, e puternic greu de tot. Marea greșeală care au făcut-o ăștia, i-a zis la reporterița asta, bă, ia te vezi dacă poți să i pui niște întrebări. Când s-a dus a văzut-o asta, o ia și se împerechează acolo pe loc. Îți seama, toată planeta șocată, ea nu a avut ce să-i facă, au scos pistolele la el, ce drac să-i facă, a dormit asta după aia. După toată acțiunea, a băgat somnul. Apoi profesorul încerca să ne explice ce s-a întâmplat aici. Și 100 de milioane de ani ai dinozaurilor s-a terminat când un meteorit gigant a lovit pământul. Cred că toată lumea știe povestea până acum. După aceea ce s-a întâmplat? Un mare nor de praf s-a făcut, a blocat soarele, suprafața pământului a înghețat instant, e unele creaturi au înghețat în timp ce se luptau, motiv pentru care Pickle și dinozaurul Vieții au fost prinși acolo în în bătaie. Dinosaurul n-a fost într-o stare prea bună, era demegiuit și n-a mai putut să-l învie, dar picol a fost ok și a putut să-l învie. Îmi pare rău pentru femeia reporter care a pățit ce a pățit la aeroport, dar na, imaginează că el a trăit pe pământ acum 200 milioane de ani când nu existau reguli. Valorile morale pe care le avem noi acum nu ne avea nicio treabă cu ele. Și se făcea mare protest, mă ne țineau ăștia pe Pickle. veneau oamenii jos cu picol, bă, bă. <laughs> da, da, duceți-vă și bateți-vă cu că dacă Și erau trei plebe aici care păzeau și vine el. The Goat Yujiro Hanma. Deci, băieți, vedeți că intru. Nu, nu aveți voie să intrați. What? Altul are gardul. Ia-l pe ăsta. Mai ține pe băiatul ăsta. Lăsându-l la o parte, ăștia țineau pe picăl în ceva, zici că e un fel de grădină zoologică. Îi puse să un cauciuc cu un dinozaur ca să se simtă ca acasă, știi? Niște, niște cărți de parcă ar putea să citească, apă și el stă. Da, doar stătea, nu făcea nimic. De asta că nu înțelege nici limba. Băiatul ăsta aici a încercat să vină la picăl și că de când l-a văzut la televizor a simțit nevoia asta să vină la el neapărat. Trece un gardian pe aici și se ascunde ăsta ca desen, în spatele lui bă, la modul că merge, efectiv merge cu el în spatele lui. Ăștia încerca să-și dea cu Yujiro, ăsta dă drumul la energia din el, naiba să lea, că ăsta nu-i cu putere, dar cumva toată lumea are puteri. A început ăștia să se bată între ei, că îi lua interviu la unul care a fost martor aici și prin interviul ăla ne arată nouă ce s-a întâmplat. Se băteau între ei, doi, al treilea nici n-a încercat să bată că ei, să bătea singur și la un moment dat, ăsta le-a zis, băgat, stop, și s-a oprit. Ați luat decizia corect. Dacă unul din voi încerca să fugă, l-aș fi omorât pe loc. După aia tăia lacătul cu mâna goală și a intrat. Ca și cum deținea locul ăsta. Dar e cel mai liber om de pe planetă, mă, ce să-i faci ăsta. Reveni la băiatul nostru care mergea în spatele celuilalt, se gândea, bă, cum să facă să-l găsesc pe picăr în toată baza asta. Ce a fost dubios e că ăsta se întâlnește cu altul, se salută, vorbesc despre faptul că trebuie să stea să facă de pază pe aici la picăl, dar nu-l văd pe fraierul în spatele lui. Nu știu cum celălalt din față l-a văzut, avea și lanterna în mână. Vorbesc că ăștia, zic că bă, după ce terminăm asta să merge să bem ceva. La un moment dat au farul ăsta cu lumină și se pune farul pe spatele lui ăsta. Îi vede umbra, știi? Atunci asta îi dă bam fatal în gât și la doarme pe fraier. După se strecoară înăuntru și vede că mai era cineva care deja ajunsese înaintea lui. Pentru că na, gardienii erau deja bătuți și dă de fraierul ăsta ce. Bă, tu ești ăla. Da, eu sunt ăla. Ce faci bă aici, amici? Păi se pare că amândoi am avut aceeași idee, să venim să ne întâlnim cu picăl, nu? Dar ăsta îi zice, vezi că eu am ajuns primul, eu mă bat primul cu el. Moment în care din dinozaurul ăsta de plastic iese băiatul ăsta asta. Zice, hei, băieți, ce faceți? <laughs> nu tu ești tu primul, am ajuns primul. Din apă iese altul. Ia și pe De supat iese altul. Prin perete vine altul așa, să adună toți băieții aici. Mai apare unul din tavan și ce bă, ce mai reuniune. Chiar că ce mai reuniune, sincer. Ce neaba ne-am îmbrăcat toți în negru și ne furișăm de parcă fi ninja, zice asta. Moșu zice, bă, cred că cu toți am venit aici ca să ne batem cu asta, îți dai seama. Și se întreba acum, bă, care dintre noi să se bată cu Pickle? Da, înainte să ne hotărâm mai să vedem ce face Pickle. dormeam. No, nu, zero stres, nu-i păsa că ăștia erau pe aici, se gândeau care să bată cu el. Dă ăsta în copac să-l trezească, îl trezește, ia să uite-te câte de mare fel lângă ei și stă și cocoșat. Și apare The Goat care zice, "Pickle, bine ai venit în viitor, amice. Și copilul ăsta se bagă peste Iujiro și ce amice, stai la coadă. Ea Ia... Ce ai făcut? cum? pot să știi cu cine vorbești, mă. De aia nu te place nimeni, zice asta. Nici eu, nici Baki, nici măcar tai că tu nu te place. Mamă, ce la pe mă pe fraier. Deci că tu ai venit aici fără un plan, super slab la bătaie și tot ce sperie e că dacă te lovesc să nu mor din prima să se bage astea pentru tine. Se supără asta, încearcă să-i dea o lovitură de asta, se frește și fură și returile de la Dida și de cu în cap. Și cum crezi că intră băiatul la el în cușcă? Prin sticlă. Bă, la modul că prin sticlă, gem cu fața. Fața cu tot corpul, trece prin sticlă. Da, nu, ce mână, ce picior, nu, frate, a trecut prin sticlă. I s-a rupt puțin tricou când a trecut, dar a trecut. Și zice, salut, Pickel, sunt aici. Tu ești cel mai puternic din istorie, zice Iujiro. Cu siguranță puteai să mănânci și alte chestii, dar ai, ai ales să vânezi T-Rex. Deci atât de șmecherești. Și dă pumn în pumn cu el. Bă, dar la forță maximă, la modul că Pickel îl vede pe ăsta ca pe un T-Rex. Și atunci Pickel își folosește și el forța. Și cumva se dă peste cap și cade fix în fața lui. Și poți să-l dă un pic în spate. zice, bă, mai făcut să mă dau în spate, ești nebun. Și se ridică Și că doar forma lui sim, cum s-a ridicat el, i-a captivat pe toți. Iar și cele mai simple acțiuni ale sale sunt frumoase. Da, dai seama. Moment în care zice unul, alo, opriți-vă, domnule Yujiro Hanma, puteți să veniți puțin până afară. Iese ăsta afară, se prezintă asta super disciplinat. zice, bă, mă scuzați că v-am, <gătă> mă scuzați că v-am deranjat când vă distrați, dar sunt comandantul Henry, foarte politicos pentru cineva care vine să mă aresteze. Nu, nu, nu am venit să vă arestăm. Armata americană este conștientă că nu are abilitatea de a vă aresta. Păi atunci, de ce ai venit, bă? De unde că sunt eu? Păi, na, din moment ce a trecut prin poarta din față și paznicii n-au fost capabili să comunice cu noi, era clar că s-a întâmplat ceva și dumneavoastră sunteți domnul Yujiro Hanma, că unul. Și întreabă asta ce vrei? Păi am venit să vă zic că Pickle este o comoară a umanității și trebuie să-l lăsați în pace. Bă, o să plec o singură condiție. De la și pe ceilalți opt care erau aici cu mine să plece. Că, na, ești conștient că ea n-au venit să spargă sau să fure ceva. Efectiv, am venit să-l salutăm pe Pickle și atâta. Ok? și pleacă ăștia. Toți mai puțin unul care a rămas aici și a camuflat. Da, ia să -și. și aici era Baki cu prietenul lui, ăsta îi zice: "Bă, crezi că poți să-l bați, mă?" Pe cine, mă? Pe picălă ăla. Bă, ce ai, mă? N-am niciun interes, bă, nu vreau să mă bat cu el. De ce? Păi, na, ai o oară națională a bomenirii și n-avem voie să ne dăm cu el. Dar știi că e mai puternic decât un T-Rex, nu? Ba, lasă-mă în pace. Eu nu vreau să devin cel mai puternic luptător din lume. Vreau doar să mă bat cu tata, cu Yujiro. Acum că el e cel mai puternic și eu, dacă îl bat pe el devin cel mai puternic, aia. După ani lată pe picăl care dormea și se gândea la pumnul pe care l-a cu Yujiro. De au dat ei atunci pumnul în pumn și ăsta cumva l-a învârtit de la întors. Și el nu înțelegea, bă, cineva, a fost vântul, nu n-a fost vântul. Niciun dinozaur cu care m-am bătut nu m-a învârtit așa. Și era fericit ăsta zâmbea. Apoi la antrenamentul Kung Fu, la Rețu aici, ăsta spărgea cărămiz, dar nu spărgea cărămiz la modul pui cărămida și dai, nu. Mai multe cărămiz și era unul care zicea sparge cărămida noa. Dă de toate să spărgea doar a noua. Sparge pe a șaptea și tot așa le lua la rând. Începe lumea să-l aplaude și printre aceștia care aplaudau era și Baki. Ce întreabă Rețu, bă Baki, de ce ai venit aici ce vrei? Bă, fiate, Vreau să mă înveți kung fu. Ne, nu no vreau să te învăț cu kung fu. Bă, de ce, bă? pentru că nu sunt interesat de tine. Singurul lucru care mă preocupă pe mine acum este pickle. Deci că n-ai voie să te bați cu pickel, că comara umanității, că da, mă, da, știu. Dar ce să fac dacă asta vreau? Leacă bachii de aici și pe drum se gândea, ia uite mă și ăsta, pickle, pickle, pickle. Bă, dar toată lumea numai cu pickel, om, a disperat cu ăsta și nu face nimic ce aveți cu el. Apropo de pickle, să te și el aici, cu poziția lui clasică și doctorul zice, bă, ăsta nu mai mănânc. n a mai mâncat nimic de o lună, nu mănâncă nimic decât din care îl atacă. Și am adus un taur, am adus un urs, i-am adus un leu. Toate aceste animale, când le-am băgat în ring aici cu picăl, au fugit. Până și leul a fugit cu coada între picioare. Mai avem o singură specie pe care o să o punem în fața lui. Din păcate, aceasta este în pericol de extincție și... Na, e tigru siberian. Asta, asta mai avem de pus. Tigru siberian. Dacă și asta fuge, aia Aduc ăștia tigru și nu fuge. Se ridică picăl. E primul animal la care se ridică picăl. Și îl ia, îl întoarce, îl face salam. îl întoarce, îl sucește de leau drace. Și după al mănâncă. În ziar s-a scris despre chestia asta, Bach era acasă, citea ziarul și se gândea, ia uite, iar ăsta mă, m-a sătrat de omul ăsta. Apoi doctorul a trebuit să vină în față, să zică, te înțeleg că a mâncat tigru siberian și că este o specie pe cale de dispariție, dar a e, de ca și cum avem pe cineva ca pică. Dacă omul doar asta mănâncă, ce să facem? Măcar bine că avem 500 de tigri siberieni, avem ce să-i dăm să mănânce. Apoi rețul se întâlnește cu ăsta și îl întreabă, băi, nu e așa că e greu să găsești mâncare pentru pică? Bă, da, să știi, problema e că mănâncă numai specii din astea pe cale de dispariție. Tu ce ai face dacă ai fi în locul meu? îl întreabă ăsta. Bă, fii atent, ce ar fi dacă eu aș deveni mâncarea lui? Ma? Nu, mă, nu, nu, nu. N-aș putea să las să mănânce un om, îți dai seama. Rețu îi zice, bă, nu e ca și cum vreau să mă duc la el să mă mănânce direct. O să mă bat cu el și dacă e să pierd, hai, atunci. O să fie un match și șmecher, îți dai seama, pică-l vs. Rețu. Capitanul și cu ăsta vin la profesor să zică, bă, ce zici, Faci fight ăsta, bă, nu să toți la cap ce aveți. Cum să-l pune să bată cu alt om? Și Pickel dormea acum, stătea pe spate, ni se explică aici că, că doarme cum doarme regele jungle, că numai lei mai stau așa fără nicio grijă în savană. Și la un moment dat se ridică, pentru că se apropia rețul de el. Cât ăsta dormea, el a mergea pe culoar până a ajuns aici la el. Și când a intrat în arenă, pică direct și a luat poziția de atac. Deci e clar că îl vede pe ăsta ca pe amenințare. Prima lovitură o dă pică Bam, direct cu ăsta în gard. se ridică, mă, are nimic, nu se știe mâna sau ceva, și începe ăsta să-l bată. Bă, dar bate, din dă un picior în cap, piedică l pune pe jos, începe pică să plângă, și după -i mai dă rețul iară niște bucăți. Profesorul se gândea, bă, cum naiba poate un om să-l domine așa pe pică. Ei bine, nu pentru mult timp, pentru că îi mai ai dă asta niște lovituri, îi i creierul în cap, dar nu-l afectează deloc. Și atunci ai dă asta două palme așa în cap și leșină puțin pe rețul, că îi dă un fel de stan, îl ia în mâini și începe să mănânce. el mușcă de două ori ca lumea. Și atunci rețul se descalță. Ăștia zic, ce facem ăsta să se descalță? Și a dat mănușile jos, zice capitanul. Și încearcă să-i dea o lovitură așa, dar nu merge că pică două paletă, bam, direct jos. Și atunci are se gândește, bă, 4000 de ani de istorie un fu degeaba. Zero de nu face nimic. Și a lăsat tot un fu în spate și a început să folosească cea mai stupidă metodă de atac, morișca. Începe <gânguia> să-l atace cu morișca. Îți dai seama că l-a atacat pe ăsta 0 de atunci pică-l să-i dea una, ăsta aparează cu piciorul, folosind tehnică de arte marțiale. El care se mai înainte că băgata nu mai vreau. Acum va corpul lui a acționat automat și atunci ai apare Rețu. Dar Rețu care vorbește cu rețul, aude o voce și apare asta și zice, bă, eu sunt tu. ascultă instinct și îl bate pe fraier. Bă, și a mers, cel puțin acum la început că îl pălește. Îl pălește pe Pickle, după aia lea cu piciorul, îi dă un genunchi în nas și îl pune pe jos. Gat, mort. Ăștia se bucurau, dar profesorul le zice, bă, nu e chiar așa. Nu e chiar așa pentru că Pickle nu are structura corpului ca a noastră. După ce l-am dezghețat pe fraier și am făcut niște analize, am observat că gâtul lui cu coloana vertebrală e gen ca la animalele patrupede care au capul mare și au nevoie de un gât mare ca să susțină capul ăla. Cred că o mare parte a vieții lui, zice profesorul, pickle a mers în pat patru picioare sau patru labe, Ben 10. Și începe Pickle să se bată cu rețul în formă asta de maimuță, să se pune așa pe pământ în patru picioare. Rețul și-a poziția lui, zice că băgat, pumnul ăsta. Că îi dau pumnul ăsta, e mort, fraierul. Și pică se aruncă. Și că schema asta o folosea atunci când se bătea cu, tirexul, cu balozaur, to t rex cu Branchiozauri, Balozaur, toți tot zauri, Bă, și dă rețunu rețunul numai că în el și la nu-l oprește. Trece cu el prin gardul ăla de protecție de lemn până în spate, în la de ciment și pe jos, gata, mort. Și după aia plânge ăsta și pleacă să-l mănânce. moment în care ăsta îi zice, bă, ce facem, îl lăsăm să-l mănânce? Păi nu asta ne-a fost înțelegea și oricum nu ai cum să-l oprești, dai seama. Ajunge pică la ăsta, ăsta micu vine după el și zice, bă, oprește-te, cum să îl mănânci pe ăsta, ce ai, nu se poate așa ceva. Pică oricum nu înțelegea ce zice, se întoarce două palme, îl bagă la somn și începe să-l mănânce rețul, i-a luat piciorul. M am gândit că îl mănâncă de tomă, dar a venit profesorul, s-a băgat și a dat somn. A, are ceva tranquilizant, nu știu cum intră tranquilizantul la pielea lui, dar pare merge. Se trezește rețul la spital, jumătate de picior dus, vine Bachi, face o vizită, zice, m-au zis că ai pierdut, da, și că ai fost mâncat, nu mi-a venit să cred. Mai vorbesc ăștia puțin aici, Bachi încearcă să-l motiveze pe Rețu, cred că a mers într-un final și pleacă pe drum, și se gândea cum că și Yuji Rohan m-a mai zice câteodată cuvântul mâncat, în loc de știgat sau înfrânt un inamic când i bătea, zicea că i-a mâncat. Ce om incredibil. În partea alta era băiatul ăsta care spărgea gheață cu mâna și după aia taie și o sârmă cu mâna. E nebun asta. Și vine unul și zice, ba, vezi că ai un telefon, ok? Ajunge asta la birou, la telefon, ce crezi? are veste ce a primit că rețul a fost mâncat. Apoi vine ucenicul lui și spune tot așa, bă, vezi că rețul a fost mâncat. Cum l-a mâncat pe rețul, da? După aia toată lumea, ăia care a fost atunci de s-au dus să-l întâlnească pe Pickle când era închis, a aflat că rețul a fost mâncat. Deci rămâne vorba în sat că rețul a fost mâncat. După aia era profesorul Costa aici la o mare ușă de metal care a fost distrusă. Și Cică, singurul om care a mai reușit să distrugă ușa asta a fost Yujiro Hanma. Între timp picăl stătea aici pe balcon și admira satul. Apropo de sat, era băiatul ăsta care mergea prin sat, el morci de 21 de ani care era pe box, ridicare de greutăți și chestii din astea și mergea pe aici căutând pe cineva care să se bată. La un moment dat s-a gândit el, bă, trebuie să mă duc la baie. Și s-a dus aici la gunoaiele astea și era picălă în și l-a prins pe fraier. L-a prins, l-a luat înăuntru și a furat hainele, s-a îmbrăcat în el și pe aia începe să meargă prin oraș. Mergând prin oraș, îți dai seama zăpăcit de ce vedea lumini, el n-a văzut lumini viața lui, el soarele ce l-avea. Lumini și toate cele merge și trece pe roșu și dă tirul peste el și nu aruncă vreo câțiva metri. Vine unul lângă el și zice, bă, bă, ești ok, da. Se ridică asta și dă cu capul un tir cum a dat în tren, atunci. După ce a dat cu capul în el, a vrut să-l ia să-l arunce așa pe el, după umăr, cred că, dar i s-a rupt cabina și a căzut pe el. După aia se ridică, dărâmă și restul de tir care a mai rămas și înăuntru era niște carne. Ăsta cred că era ceva la de frigorifică, transporta carne și ia asta și mănâncă. Na, ca să vezi, că zicea profesorul că nu mănâncă decât carne de tigru siberian sau numai lucruri care îl atacă. Nu i-au dat și ei o, o coastă de porc ceva, știi? Și mânca asta aici, niciun stres. După aia, în partea altă la karate, era băiatul ăsta aici care se bătea cu un sac de box. Bine, să bătea, că nu e ca și cum îi dădea și sacul de box înapoi. Era culmea să... <gură> de doboare sacul de box. Dă niște lovituri aici, se gândea de când i -a zis atunci a de asta nimeni nu vrea să stea lângă tine, nici eu, nici Bachi, nici Tacu. Și zicea că are dreptate, a zis-o pe bune. Tasul l-a făcut pe el patron la compania asta, dar el nu vrea. Deși Shin Shin este cea mai mare școală de karate, el nu are istoria legendară sau carisma pe care o are dopo Orochi, Tasu. Așa că o să mă lup cu el. Pickle. Moment în care primește telefon. A scăpat Pickle, îi zic ăștia. <laughs> și e fix de la camionul pe care l-a tărumat mai înainte de a mânca porcul din el. Te gândește perfect, mă. Își adună toți oamenii și le zice: "Băieți, trebuie să mergem să-l răzbunăm pe rețu. Ok, mergem, ce să mai. Este foarte simplu. Pickle <laughs> este în libertate, trebuie să mergem să-l găsim, să-l batem. Gata. Între timp Pickle îl oprește unul pe stradă de la ceva club și zice: "Oh, amice, ce faun. Ce zici? Vrei să intri? 3000 de ei nici mai mult, nici mai puțin. Hai, te bag înăuntru, hai să mergem." Când să le asta da, să plece cu el, vine un băiat din asta de la Shin Shin și ce amice, lasă, lasă tu pe ăsta că am eu treabă cu el. Între timp ăsta s-a antrenat și vine tasul peste el și zice, ce fau? S-a terminat antrenamentul la Dojo, pe cine mai aștepți? Și zice asta băi, nu-mi zic că vrei să mă oprești. Tasul întreabă, știi mă care e cel mai important lucru pentru luptători de arte marțiale? Să supraviețuiești. Te bați cu cineva doar că știi că poți să-l bați. Și fiul sui zice, ha mă, să ne batem dacă ești becher și se bat nu. Dar nu acum. Ne întoarcem înapoi la băiatul care a venit după pical. Bă, ăsta tot încerca să-l convingă pe ăla, să-l lasă pe pical să meargă cu el. Zice, bă, n-am venit aici ca să ne distrăm, avem treabă. Și când se asta pe Pickle, Vine băiatul ăsta la costum, asta e și care și ochelari. Se uită la Pickle, Ăsta încerca să zică, bă, știți că na, că noi am venit primul că să luăm și unul de la asta se bagă și zice, lasă mi ce nu trebuie să-și cer scuze, dar vă uh, intimida așa cum cuțit la fica, știi? Și ăsta îi dă peste el, ia cuțitul din mână și cuțitul cade fix în mâna lui Pickle și a lui Hanayama asta. Și se strâng amândoi și strâng mâinile cu cuțitul la mijloc. Bă, păi și strâng atât de tare că se rupe la mâna la cuțit. Înapoi la lupta lui Dopo roci cu Fiusu. Îi dă asta ceva vreau strânge de burtă și bagă un deget în gât, dar nu, 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 e cea mai frumoasă manevră. Și zice, bă, deși n-ar folosi nimeni manevra asta într-un meci oficial, mă grăbesc, am treabă. Nu parte alta la pickle, pickle dă costa pe jos. A încercat asta să-l oprească, dar îi ia pickle mâna și o rupe. După aia dă să plece, se bagă băiatul ăsta și zice, bă, stăm mă un pic, bă, pickle, stai că aveți treabă cu tine. Nici bagă asta înseamnă. Începe să-l atace, pickle nu bagă înseamnă, până la urmă de seama, că e ca și o muscă care te tobuze, te nervezi până la urmă, bă, și două palmă, som direct. Și se ridică asta, mă, nu muri, se da și a pierdut ochelarii. Zice că nu te lasă pleci și pică atunci a dă să pleci, efectiv prin el. Dar îl prinde ăsta, Și doar că îl prinde, îl și oprește. Și acum ne zice naratorul, fii atent. Ce a văzut Pickle când l-a oprit ăsta? Mare balozaur. Omul care stătea în fața lui, care era mai mic decât el, avea aceeași putere ca un balozaur cu care se bătea el pe vremuri. Și Pickle super fericit că de abia aștepta să întâlnească pe cineva din ăsta puternic să lupte. Iar ăsta îi zice gata, nu ne mai batem. Cum adică nu ne mai batem? Păi uh, e aici, a venit Bachi, mă, ni numă. Bachi zice, bă, mersi că m-ai anunțat că este aici. Total nu, ni bă, Baki, Bachi, Baki, Bachi, serios? Cer, nici eu nu m-a așteptat să fie Bachi, pentru că e prea de vreme, nu? Adică din 13 episoade sau câte are mai avem. Și stătea te față în față cu Bachi, Bachi zice, mă, ce frumos este. Un corp adaptat perfect pentru bătaie, pentru ochii lui Bachi, nimic nu era mai frumos decât Pickle. Și Bachi nu știa cum să-l abordeze. A zis că atunci când a aflat despre el că a scăpat, l-a anunțat pe băiatul ăsta să-l anunțe în caz că află ceva și a vrut doar să-l întâlnească atâta. Și Pickle de pumnul, cum a făcut cea cu Yujiro. Și ăsta dă pumnul cu el și îl învârte picălul, cum l-a învârtit Yujiro pe el. Bineînțeles că de bac în picioare, dar super transpirat. Și că atunci în momentul ăla și-a dat seama că de fapt picăl a stăpânit artele marțiale Aikido. Se gândea Baki, mamă, sângele meu de Han, m s-a activat, nu știu ce să vezi ce-ți dau și dă un picior, chiar îi dă un picior. A lui picăl lui prea pasă despre el și pleacă și într-un fel îi zice, bă, hai cu mine. <laughs> și pleacă Baki cu el. În sfârșit ajunge asta după ce s-a bătut cu tasul și eu zic, bă, vezi că a plecat asta, pleca cu Baki și cu celălalt. What? Păi și eu care, da, a vrut să vin aici, ce s-a întâmplat. După zice, lasă-o, că e bine. Lanul nostru era să-l răzbunăm pe Acum Acum cine răzbună, ce mai cutează dacă sunt eu sau Baki. Și pică l-a dus pe Baki înapoi la arenă. Moșu țipa la pică, zice, bă, unde te-ai dus, mă? De ce ai plecat, <laughs> Bine că te-ai întors, zi? Și nu înțelege de ce a venit aici. Dar asta mi spune, bă, păi clar de ce a venit aici. Vrea să vă bateți. Baki și aduce aminte de când a intrat atunci pe teritoriul mai și a cam atras în bătaie și ei au murit. Și în timp ce și aducea Baki aminte, sare și dă un picior. O, oh, atât un picior. O singură bucată. Bam! Mort! <laughs> e bine, nu mort, îți dai seama că e bachi, dar l-a scos, knockout. 1-0 pică, gata. Și începea pică să sărbătorească victoria, mă. stătea așa cu mâna ridicată. Aparent, indiferent de era în care te afli, așa se sărbătorește victoria. O singură lovitură se gândeau ăștia, poate trebuie să luăm de acolo înainte să-l mănânce pică. Bă, da. Piul ăsta se antrena, mergea în degete. Sau ce aminte când ne-a zis, bă, fii atent, faci o tură în jurul dojului în degete, după aia strângi pumnul și dai, să vezi forța atunci. Și că cu forța ai putea să omori un om sau chiar și un taur. Asta se gândea, bă, cred că ar fi mai ușor un taur decât cu pickle, ca asta de maxate. Și vine Rețu, mă. Da, păi, viu Rețu și a revenit. Îi zice, băi, am auzit că ai vrut să mă răzbuni. Bă, da. Tu crezi că tu, antrenat de mine, poți să-l bați pe el care m-a bătut pe mine? Da, gen ordinea puterii nu prea merge chiar așa. Ai dreptate, dar na, tot, tot, am încercat să te răzbunăm. Mai vorbesc că ăștia puțin, rețul zice că sunt 4000 de ani de kung fu, nu vrei să încep tu anul 4001, face ceva backstory cu un băiat care în 1922 a adus tehnica de luptă pe Japonia. <laughs> Japonia. zice că bă, karatele vezi că relativ noi față de Kung fu lui cu 4000 de ani, știi, asta are doar 500 de ani. Și tu ești singurul care poate să înceapă anul 4001. Asta îți zice, bă, nu vreau să fiu 4001, vreau să fiu 501. <gătă -i> că mie îmi place karatele, vreau să mă dau pe karate. Bine, mă, atunci. Dar ce zici? Vrei să te ajut să ajungi la acel 501? Bine, mă, hai. Se antrenează ăștia. Baki să te aici pe spate, după cum puteți observa pe burtanul lui, marele picior al lui Picălii, acolo. Se gândea acum la ce o spune Tasu despre el, știi? Și chiar apare Tasu aici și zice că ce noroc că s-a întâlnit cu tipul ăla. 100% acum nu o să mai doarmă câteva zile. Acum pare eu că asta zice, se, se gândea Vachi. Și și aduce aminte de piciorul pe care l-a dat, și se gândea dacă oare poate să-l depășească pe fraierul ăsta. Pentru că scopul lui e să-l bată pe tasul. Tasul e la un nivel la care n-ai cum să ajungi. Că trebuie să te bați pe nivele gen cu oameni și mai puternici tot așa până să ajungi la tasu. E, sub tasul era el, știi? Nu avea cu ce să mai bată. Dar acum că a venit picăl, cred că picăl ar fi sub tasul și după aia el. Și acum dacă l bate pe pică aia, e, de acolo mai e Tasu, de next level. Și fix la asta se gândea, bă, oare dacă l bat pe picăl, oare pot să, să trec de nivelul în la Rețu și băiatul care s-a antrenat, Rețu zice: "Bă, fii atent. Cum nu asta al tău mișcarea ta, Mac Punch asta Ar trebui să-l perfecționez, mă, că e o mișcare super șmecheră. În istoria cumfulului, e un singur om care a stăpânit această mișcare. Și e moșul ăsta, că nu mai țineți minte, e super bătrân. Apare el mai târziu un episod, are 140 de ani, parcă sau ceva genul. Înapoi la Pickle și bazinul unde dormea și ca a băgat ăsta, peste 100 de butoaie de cloroform ca să la doarmă. Și dormea Pickle. Bineînțeles că am reușit să la adormim doar pentru că a venit el aici noi, nu aveam cum să l aducem înapoi. Și n e responsabilitatea noastră noi l-am găsit, e al nostru. Capitanul îi zice, bă, dar să știi că nu e un por de guine, adică e o ființă vie, un om, până la urmă, cu personalitate, ar trebui să-l lăsăm. Să lăsăm să ce mă să se bată", zice profesorul. De asta micul zice, bă, eu zic să lăsăm în pace că nu o să plece. După ce l-a lovit pe bachi, înainte să dați voi cu butoaiele de somn, nu s-a mișcat deloc, n-a arătat că ar vrea să plece sau ceva. 100% o să stea acum. Și a realizat că aici e oaza. Aici găsește de toate. Mâncare, apă, oponenți cu care să se bată, ce trebuie. Și se trezește Pickle. Nu l-au afectat cu nimic butoaiele acestora de somn. Se uită Pickle stânga, dreapta nimic. Ăsta strigă la ce bă, pică, va așteaptă puțin pentru oponentul tău și mâncarea ta, că vin ei. Profesorul zice, da, mă, că te și înțelege picăl. A, ce? s-a băgat la som. ca să vezi că le înțelege picăl. Între timp, Bachi acasă se antrena. Ține aici am pum ziare, niște ghemotoace de ziare. Zice, bă, ce tare, înainte nu puteam să ascund nicio singură pagină de ziar. Acum pot să-l ascund cu totul. Interesantă metodă de antrenament. În partea alta la rețu și băiatul, ăsta arată, bă, fii atent, vezi linia aia pe care o face glonțul. Valo. ăla. Valul ăla ți arată că s-a depășit viteza Mac, Mac, Mac. super supersonică, mă, trebuie să spargem bariera sunetului. Și o singură chestie cu care mai putem face asta, cu un bici. Ia asta biciul, dă cu el, ba, mare sunet. Perfect, e bun, e șmecher, se poate. Iar arată pe PC după aia cum cum acelea. Și acum face el mișcarea aia, mamă, dar e super întins aici băiatul pe podea. Zice că folosind toate articulațiile, poți să depășești viteza asta. Doar că cam puține articulații în corp. Avem nevoie de mai multe și atunci ce facem? Bă, mai folosim și și raspinării, că are și articulații. Și acum aș dă mișcarea, funcționează. Și îl întreabă dacă e suficient să treacă prin carne asta groasă alu lui și rețul zice: "Nu, cu siguranță nu e suficient." Mișcarea ta are și mai mult potențial. Eu zic că trebuie să o stăpânești și mai mai mult. Bagă viteză în ea. Și zice asta, fiate, putem să mai dăm viteză din articulațiile acestea de la deget și cu căpățâna. Aparent cea mai grea parte a corpului uman este cap. Mm -hmm, mm -hmm. Înțeleg, zice Rețu, Înțeleg acum de ce ți se spune armă letală. Un om japonez s-a dus în China și s-a bătut cu toți luptătorii. I-a bătut, i-a nenorocit. Ăla era după orocii. După aia s-a întors în Japonia și a cumpărat un copil de la circ. Da, l-a cumpărat. Asta îi zice, bă, serios, asta e povestea despre taică că Nu e neapărat real. <laughs> Dacă era un om atât de bun, eu nu sufeream atât de mult în viață, zice asta. Și atunci apare Moșu. Moșul de el am menționat mai devreme, maestru Kaku. Și are 146 de ani ăsta. Da, am fost pe aproape cu 140. Asta e the, true master of kung fu, am 146 de ani, îți dai seama. Și zice asta, bă, tu crezi că există ceva perfect pe lumea asta? Există. Era doar o întrebare retorică. Îi aduce aici, fii un ou lipit cu scoci de oață. Bă, și dă moșul o tehnică. Zice, băieți, fiți atenți, foarte atenți că dau mare tehnică. Nici nu cred că pot să prind să vă când a dat. Asta atât de repede, da? Și crapă coaja de la ou, jos acolo, pică o a în mână și îl mănâncă. Da, te încolo tehnică, bă. Și zice, fiți atenți, bă, cazanelor. Avem câte articulații vrem noi să avem imaginația noastră. Eu nici măcar nu mi le folosesc pe toate din corp, doar cu câteva de aici și să zicem până la încheietorul sau până la cot. Nu-mi văd mâna așa cum e, o văd cum eu imaginez eu. Și fii atent ce și imagina moșu că avea 10.000 de articulații, uite știu. Era efectiv osul, făcut numai din articulații. Se gândea asta, du-te bă de aceea că nu, ce imaginație viața reală, dar da, ați uitat că bachii și imagina că se bătea cu tot felul de gâze, deci merge. Și după și imaginează, hmm, tura osului, dacă aș putea să o schimb, nea, stupid, bă, cum să fac asta. După aia și aduce aminte de animale, de exemplu girafa, i-a crescut gâtul ca să ajungă la frunzele de sus, nu? Elefantul are ta mai trompa ca să ajungă la frunzele de sus, tot așa fiecare animal. Și începe asta să și imagineze mâna cu multe articulații. Și în timp ce el s-a ăștia erau la masă. După roci zice lui maestrului cum fubă, mersi că ai venit să-l ajut pe fiul meu. Rețul băga aici cu ambele mâini, avea fălcile pline, îi zice asta. Ba, mă zic că l-ai bătut odată cu o singură lovitură. Bă, da, dubios zice asta, că mie mi se pare destul de maxat băiatul. Păi da, asta a fost de mult timp acum, o fi mai maxat. Îi zice că pumnul pe care l-am arătat eu ieri, cu siguranță l-a stăpânit deja și l-a dus și mai departe. Apropo de dus mai departe de atât, fiate la asta, zice, bă, gata, am găsit, am găsit cum să stau, cum să fac ca să dau orță puternică. Imaginează aici că avea bă, articulații peste tot și la picioare, de sus până jos era, era o articulație, ce să mai. Bă, și dă un pumn de se sparge geamurile la tot etajul. Îți dai seama, se cutremură clădirea toată lumea la modul, bă, ce ați făcut, mă? Vine unul și zice, a, domnule președinte, ce ați făcut aici? O, o mișcare nu am, am învățat o mișcare nouă, nimic mai mult. Vin și ceilalți, bă, bă, ce s întâmplă, întâmplat, ce <laughs> Și Bachi era cu copilul ăsta și îl întreabă, bă, ai auzit aia? Bă, am auzit ceva, nu știu ce a fost. Lasă, lăsând sunetul la o parte, cu cine te bați? Bă, o să vină cât de curând. Vine capitanul. Ăsta zice, ce faci, mă, te bați cu capitanul? Nu, mă, nebunule. Și capitanul zice, bă, cu cine te bați, că nu vă pe nimeni? A, apropo de imaginație, începe Bachi să se bată cu un adversar imaginar, bineînțeles. Ghișe era un T-Rex. Mare bătălie Bucky vs. T-Rex. Apoi era băiatul ăsta aici, alergat pe stradă și vorbise cu bătrânelul. Nu mă lași pe mine să mă bat cu picăl. Și a zis că lasă cu două condiții. 1. Lupta începe la 6 dimineața și în loc să se țină acolo unde s-a bătut cu ea dinainte, se ține aici pe mare stadion. Și mergând asta spre stadion, dă de, de măsa. Și mai că să zice, bă, am invitat pe cineva special pentru tine. Lasă, bă, nu contează, doar tu e special pentru mine. Și o ia în brațe, ea pleacă și după aia vine persoana pe care a invitat-o ea, măsa reală. După Oroci și cu femeia asta sunt părinții adoptivi. după ce a vizitat circul, după Oroci a fost impresionat de copilul ăsta de 5 ani când a văzut ce abilități fizice are, adică se ținea la un elefant, asta era nebun. Și când s-a murit într-un accident din asta nașpa la circ, el a luat copilul și l-a crescut. Un fel de backstory pentru Robin. Așa a făcut Bruce Wayne cu Robin. Și o ia în brațe pe maică sa și după aia mergând înspre lupta lui, se întâlnește cu Bucky. Bucky plin de sânge aici. Bucky zice, bă, nu m-am gândit că o să lupt înaintea mea. Ba da, băi eu trebuie să lupt și pleacă. După aia apare tasul și zice, băi, sper că nu o să ai nevoie de mine să vin să te ajut. Nu mă ceai, mă descurc. Cum intră în arenă, îl străpun de sunetul de la 55.000 de oameni, studenții de la Shin Shin Kai care au venit să-l motiveze. Și asta merge pe câmp și zice Ai pickle, știu că ești aici, ești Bă, și este ăsta pregătit să-l mănânce, direct Bam, 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 cinci bucăți ce dă ăsta în cinci locuri fatale Nu-i prea pasă lui pickle, îți dai seama Iar sare pe el să-l mănânce, îi mai dă ăsta un picior între picioare Nu înțeleg de ce lovesc acolo, dar whatever Moșul zice, nu știa că e așa de puternic ăsta Păi nu, nu era așa de puternic, zice Bucky, dar a crescut al naibii Și după aia este rândul lui pickle să atace Bă, și dă un picior în picior de la aruncă, uite numai distanța aici, adăugă cu el pe jos și își imaginează ăsta corpul cu toate articulațiile alea și că din acest moment lup Pickle i-a dispărut zâmbetul de pe față. Știa că a dat de adversarul șmecher. Și ia Pickle poziția asta, poziție pe care o mai avea doar tasul lui Bucky, că și îi zice și bă Bucky, ce zici de poziția asta lui Pickle? Bă, da, e exact ca Yujiro Hanma. Și dă ăsta pum numă, pum nu, ăla cu viteza mac, 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 pum. Și lovește pe Pickle, Pickle se gândea că așa putere n-a mai văzut decât de la coada unui T-Rex. Și dă cu el jos, mă-l pune în genunchi, dă-te încolo, toată lumea, bă, nu cred, n-a dat cu Pickle pe jos, mamă! Ce se întâmplă aici? A? Pentru prima dată în 190 90 de milioane de ani, pică l-a simțit o durere pe care n-a mai simțit-o în burtica lui. E problema e că atunci când lovești cu puterea Mac Mac, ți se distruge pumnul sau piciorul, depinde cu ce dai. Pentru că el poate să atingă viteza asta cu orice parte a corpului, doar cu mâna. Și dă și un picior din ăsta super rapid și o mână și la pus jos. Dar s-a distrus piciorul și ambele mâini. scasate amândouă. Te gândeam uș, bă, ce n-ai mai cu ăsta mai făcut din oțel, nu? Problema nu-i corpul picăl se bagă profesorul. Aerul de vină. Ce? Cum adică aerul? Da, mă, pentru că a spart bariera sunetului. Fii atent. Aparent dacă spargi bariera vieții sau când o spargi, ți mult de la impact. Deși noi credem că aerul nu opune rezistență, că n-a poți să-ți învârți mâna prin aer fără nicio rezistență, e când spași bariera sunetului, te-ai dus. Da, ghișe, pică revine. Lu nu prea de pumnul ăsta. Profesorul continuă să spună, bă, voi luptătorii de arte marțiale, m-ați impresionat, nu m-așteptam să fiți atât de bun. Dar gândiți-vă, voi chiar credeți că un dinozaur care avea 15 tone nu avea lovituri din astea puternice comparat cu un om de 100 de kg? Despre ce vorbim aici? Și se pune pică în poziția aia de la lua și perețul, că se și gândea reț, mă, faci mișcarea, mă, dă sulița. Și ăsta se gândea, bă, stați, mă, Și, și sunteți așa descurajați, mă, eu nu mi-am folosit tehnica finală. Deci, aparent, ce a dat până acum a fost teaserul. Când pică spre el, a inventat el o tehnică originală, puternică, the greatest, the goat, și și face mâna bici și îl pălește fără să-l atingă numai cu unda de șoc și-l aruncă. Bă, l-aruncă pe picăl, îți dai seama mai animalul, dă cu el în spate. Problema e că, exact cum a explicat profesorul, viteză mare, spargi bariera, spargi mâna. La modul că, băi, s-a mâna de tot. A zis că pot să-mi imaginez eu cam am articulații și nu știu ce, dar realitatea e că s doar oase. Jesus! Oasele nu sunt bici! Da, Logica de clasa noua. Și merge încă pică, care stătea pe spate, ridică mâna în sus și zice, ai, până la urmă eu sunt cel care a rămas în picioare, am câștigat, basically. Toată lumea, bine, bă, ai câștigat și era la mod, bă, ce, mă, cum adică ai câștigat, amice? Mai avem episoade, nu ai cum, -ai cum să câștigi, tu nu s-a bătut bachii cu el, ca lumea. Moșul ăsta se gândea, bă, frate, ăsta avansa cum fu cu 50 de ani, ești nebun, atât de mult a evoluat. Doar că Pickle dormea, nu era mort sau ceva, doar dormea. Profesorul explică, Pickle ia o pauză, această luptă este gata. Gândiți-vă, dacă lupta asta avea loc în natură, unde se bătea Pic. Nu avea niciun rost să mai bată cu ăsta din moment ce e extraordinar de rănit. Omul doar așteaptă, în doar între timp, ca ăsta să moară să-l mănânce. Iar el se gândea, bă, da, lui picăl îi place să lupte cu adversari puternici și după aia îi mănâncă. Îi mănâncă și jelește. De aia și plângea Pickle. Acum că am pierdut, iar cel mai puternic om din istoria planetei noastre m-a recunoscut ca puternic, poate să mănânce. Bă, deci ăsta chiar s-a lăsat mâncat. Că și zice, gata, mă picăl. Iau, ia mă în gură. La modul că să le pe bune. Și sare Pickle le ia, ia mâna, dar bine că i-a luat fix mâna aia, care oricum era ruptă și mânca și plângea picăl. Moșul zice, bă, picăl îmi pare rău, dar nu poți să te las să-l mănânci pe ăsta ce ești nebun și scoate repede oamenii cu tranquilizantele. Dar atunci se bagă tassu, mă, vine dopo și ce bă, sper că n-ai de gând să-mi faci copilul de râs. Și ce face picăl atunci, mă, se roagă. Da, mă, stătea lângă ăsta și se ruga. Se pare că pică a înțeles sacrificiul pe care l-a făcut el. Și pentru prima dată viața lui, în loc să-l mănânce, a plecat cu stomacul gol. L-a luat pe băiat cu targa. Toți cei 55.000 de membri de la Shin Shin care care să s-au pus cu toți în genunchi pentru că nu puteau să privească pe el de sus. Mamă, dai seama, respect aici plus nu. Bach era plin cu regret că i-a zis comentariul la Nasol când a intrat atunci în arenă. Tasu era foarte mândru de el, deși nu erau na de sânge, că nu e neapărat fisu, e fisu. Îl vede ca și copilul lui. Iar Pickel plângea, deși nu avea nicio rană sau ceva, plângea și țipa. Apoi vine Rețu să-l viziteze, îi face un ceiuț, bea ceiuțul, mai vorbesc ăștia puțin. Rețu îi zice că e invidios pe el, deși na, îi ciudat să spui asta, ținând cont că nu mai are o mână. Dar se referă la nivelul de putere la care a ajuns. Apoi vine Baki în vizită și zice asta, bă, tu crezi că poți să continui ce am început eu? Crezi că poți să-l bați pe picăl? Și ia Bucky florile, că venise cu niște flori. Și strânge petalele astea în mână până iese un strop din ele. A scos apa din flori. După aia îi dă asta pe față. <laughs> ce dai bă, a făcut cremă de mâini și zice că da, poți să câștig. Apoi afară era tas. Tasul care mergea pe stradă. Toată lumea stăzea la o parte din calea lui. Până când a venit două poroci în fața lui și a zis, amice, haide cu mine, că avem treabă. Îl ia pe ăsta la bar și zice, bă, dacă nu-i spuneai tu aia atunci că, na, nici Baki, nici eu, nici Tactu nu vrem să stă lângă tine, fiul poate că nu s-ar fi schimbat niciodată. Îi face barmanul ăsta niște băutură și zice, domnule, să nu dați pe gât, că arde. Ce faci, Jiro? Dă cu degetele masă, sare băutura în aer și direct șat. Și zice, pentru că de răsfățat era copilul tău să știi că s-a descurcat destul de bine. A naibă asta ar complimenta pe oricine mai puțin pe Baki. Dar tu ai făcut o greșeală, îi zice asta. Da, mă dau seama ce greșeală am făcut. Și după ai zice asta la barman, bă, fii atent, ia mai adum niște băuturi aici. Cum vreți să vă dau cu gheață sau fără? tu dă sticla în și o halbă, atenție, whisky, bea whisky. Ia asta sticla, îi rupe fundul și o varsă într-o halbă. Și o bea. Se gândea barmanul, bos, 70% alcool. Asta bea cu halba. Și după o spune despre greșeala pe care a făcut-o, că fiusul deși s-a dezvoltat și a evoluat foarte mult, el a uitat de el. Trebuie să crească și el, a uitat să mai evolueze el. Eu jiro trage într-o țigară aici, ai dă talpă, cap coadă, după aia suflă fum de zici că e mașină de fum. După aia mai vorbesc că puțin și pleacă. După zice, bă, în sfârșit a venit momentul să vedem cine este cel mai puternic din toate timpurile. Eu m gândit că poate s ar bate Yujiro cu el? Da, nu cred, cred că se referă la Baki. Baki care s-a antrenat aici cu umbra lui Pickle, dar nu prea e știi că se gândea, bă, nu pot să-mi-l imaginez pe fraie, deși l-am văzut de atâtea ori, nu pot să-mi-l imaginez. Vine Rețu și zice, oho, oh amici, ce faci, te antrenezi aici? Normal că mă antrenez. Ce zici, vorbim cu bătrânelul să-ți aranjăm un meci mâine? Baki zice, nu vorbim bă cu nimeni. Mâine mă duc la Pickle și ne batem. Direct. Iar Rețu se gândea acum că acum, în, în care e Baki și uitându-se la el, îl vede pe tasu. Da, problema e că vine băiatul ăsta se cu Pickle. Deci eu o să fie înaintea lui Bucky ăsta versus Pickle. Și Pickle se gândea, bă, ce faină în asta. Stau aici și vin ăștia la mine. Și eu lea Jack direct. Nu lasă, nu introducere, nu bă direct. am pumn în cap. Și ăsta se uita la dinții lui, zice, mă, ce e cu dinții ăștia mici? Cine e dentistul tău? Și era foarte curios să vadă cine are dinții mai puternici. Și va urma o bătălie incredibil de dubioasă. Fiți, fiți pregătiți. Se mușcă de gură unul pe altul, da. Mai țineți minte vorba aia cu să-mi bag gura în gura ta? <laughs> o știu și japonezii, mă, și ăștia o practică. Că n-a fi atent numai. Că bache sună pe bătrânul ăsta și stai zice, bă, nu-ți vine să crezi la ce mă uit acum. Ghici sunt? Sunt în arenă și mă uit la Jack, frate tu. Cum, Cum să bate cu ăsta, mă? și-l ia pică pe sus pe ăsta, îl ridică în gură și-l învârte. Îl ia și-l învârte pe fraier și la aruncă. Dar îți seama că atunci când l-a aruncat, i-a mâncat gura. Băi, i-a mâncat din față ăsta. Să știu cum arată, nu mai are piele deloc. Și se duce pical înspre el, ăsta super supărat, îți dai seama. Îi dă un pumn în bărbie. Bă, da un pumn atât de puternic că îl și aruncă pe fraier. Lângă moș sus apare profesor care zice: "Hei, amice, și tu te, te uiți la lupta asta, eu eram dinaintea ta aici." Și pică și a poziția lui clasică de îți dau fatală, sulița. Că și zice profesor: "Mai ții mă minte poziția asta care l-a bătut pe acel luptător de kung fu, Rețu?" N-a fi atent numai. Asta înseamnă că pumnul lui Jack a fost atât de șmecher încât l-a făcut pe Pickle să intre direct în poziția asta. Și în timp ce baki cu Retsu veneau aici, Picăl sare spre Jack. Bă, și-l deviază Jack. Se duce Jack după el și le ia de capul, dă cu capul prin scările alea de acolo, prin scaune, prin toate cele. Și-l tot întreba pe asta între timp. Ia zi, mă, senpai, am evoluat noi oamenii moderni sau ești tu mai șmecher decât noi? Îl ia, îl aruncă înapoi în arenă, sare pe el. Bă, îl domină puțin aici, sincer. Îi dă niște picioare ca lumea și acum face un lucru care îi va pecetului soarta, îi mușcă urechea lui Pickle. Da, i-o rupe cu dinții. După o și aruncă în față și Pickle prinde urechea în mână și deși, și că nu s-a văzut niciodată în oglindă, a înțeles? atunci pe loc că ce ține în mână îi o parte din corpul lui. Ei bine, mare greșeală. S-a supărat Pickle. Și asta vine iară să-i dea un pumn puternic, doar că Pickle s-a ferit fără să se ferească. N-a înțeles ce s-a întâmplat. Ce bă, nu s-a mișcat. Cum naiba s-a ferit și s-a întors înapoi? What happened? Și ce cu praf ăsta dacă nu s-a mișcat de unii atâta praf? Ăsta mai bagă un picior, zice. Bă, sunt destul de aproape de el, n-am cum să-l ratez. Îl ratează. Dispare Pickle și apare Pickle. Păi ce cu să teleportează? Și vede că în spatele lui gardul era rupt și zice, a, deci așa funcționează. Și fiat ce făcea nebunul ăsta. Când să dea în el, se ferea, gen sărea în spate până la gardurile alea, după aia din gard sărea înapoi în locul ăsta. Toate astea atât de repede încât n ave cum să le vezi. Și acum când voia să bage mare croșolul Picăl, îi zice, doamne, nu te-am rugat pentru nimic în viața asta, dar lasă-mă să câștig lupta asta. Aha, vezi să nu. Păi și dă Picăl un pumn al doilea pumn, al treilea pumn și la al patrulea pumn a dat cu el în gard. Leșinat, mort, gata. Începe Pickle să danseze, face dansul victoriei și după aia începe să plângă. Știți ce urmează, nu? Și se întâmplă o chestie dubioasă aici. Vine spre el să-l mănânce. Când să se apropie de el, se duce Bachi. Eu m-am gândit că s-a băgat Bucky și asta l-a oprit, dar nu. Asta vede un bărzăune. Ia apare un bărzăune în față și lasă pe ăsta. Om. Trece pe lângă Bucky și pleacă. Și se gândea Bucky, bă, de ce l-a lăsat pe ăsta să plece, nu mai vrea să mănânce? Mare backstory cu Pickle când era tânăr. Și <laughs> că când era tânăr s-a pentru prima dată cu dinamic din asta mai mic decât ele. Era un bărzăune din asta pe care până la urmă l-a prins. Și după ce l-a prins, l-a mâncat. I-a plăcut gustul la început. Asta până a dat de veninul lui și a luat gura foc. Și atunci așa a da dat seama că unele creaturi te pot ataca și după ce mor. Și de asta nu s-a mai apropiat de Jack. Se duce moșul ăsta la Jack și se gândea, bă, ce e de ce că pur cât de periculos ar fi Jack. E aproape mort acum, inconștient, n-avea ce să facă. Și punem mâna pe el, mă. Când pune mâna pe el, bam, mare lovitură ce dă Jack. Spre norocul lui, deasupra capului, că ăsta era mai mic de statură. Că dacă îl dădea în cap, mort, instant și <laughs> Bachi se gândea, mamă, dacă l îl atingea atunci, ăsta e băga degetele în ureche și spărgea creierul înăuntru, tu te-ai seama. Apoi îl ducă ăștia pe Jack la doctor, îl repară doctorul și după aia în spate vorbea cu oamenii ăștia. Zice, bă, eu am făcut tot ce s-a putut face, ei, ei bine, o să revină. Dar e adevărat că v-a atacat în timp ce era inconștient? Bă, da, interesantă chestie. Eu am mai auzit o poveste, zice asta. Că soldații au capturat soldații inamici și a bânșirat pe toți să le taie capul, capitanul lor le-a zis, bă, fiți după ce îmi luați capul, eu o să-l iau în mână și o să fug cu el în fața soldaților mei. Pe lângă fiecare soldat de al meu, pe lângă care trec, să lăsați în viață. Vă dai seama că i-au râs, Ce, n-are cum să fac asta. Și a făcut asta, un. Și story. Așa zice asta aici, cât de adevărat e, n -ai ba să lea. Și el ne-a zis povestea asta că ăsta genul de om care este Jack, că e genul de om care ar face asta. Cu siguranță s-a gândit cum să-și bată adversarul chiar dacă ar pierde. Bă, și vine asistenta, zice, vedeți că Jack a plecat. Na, băi, v e nebun, Jack. Se duce Jack la Pickle, zice, bă, ce scuze că am plecat mai devreme și dă picioare în cap. Băi, dă picioare în cap ca lumea și Pickle fugea. Partea dubioasă e că de ce fuge Pickle? Ei bine, cât de periculos era Pickle și s-a luptat cu dinozauri și cu toate cele? Bă, nimeni nu via din mor să se bată cu el, că pentru el ăsta era mort. L-a lăsat inconștient acolo, cum n-ai eba s-a întors de a venit înapoi și fuge de el, gen cum oamenilor le e frică de fantome, apare și lui Pickle, le e frică de fantome. Bă, și la leargă ăsta, la leargă până afară. Dar la, la un moment dat s-a săturat Pickle să fugă, și ea mai dăte un colo. Mândria lui, știe de luptător nu lăsa să tot fugă. Bă, și dă-l un pum de lângă bă, dar în vârte ca la roata norocului, nici nu mai vede aici. A? Și bă, am cap în pământ, somniară Te Se trezește, Iar la spital. Îi zic ăștia, băi, uh, să nu mai pleci. Degeaba pleci. E a doua oară, vezi ca a treia oară, poate cine știe, nu, nu mai, trăiești. A da, ce face fraierul pleacă. Dar acum îl așteaptă Baki. Și zice, hei, Nissan, unde te duci? Ești conștient că te-a bătut la de două ori, nu mai ești luptător de acum înainte, gata, s-a dus. Și explică Baki că atunci când l-a bătut picăl, stai să vezi numai ce a făcut. L-a luat pe fraier în brațe, l-a urcat sus pe clădire și l-a legat de stâlpul ăsta. Și că l-a legat, gen cum să ai pune mâncarea la păstrare pentru mai târziu, mă, la... L-a <laughs> legat să-l mănânce, mă. Te-a tratat ca pe un prânz, zice Baki. În altă parte, vorbea bătrânelul cu tasul lui Baki și zice: "Bă, Baki a zis că o să-l aștepte pe Pickle." Problema e unde îl așteaptă? Fix în arenă, mă. Stătea față în față cu Pickle și să aștepta unul pe altul. Crezi că Baki poate să câștige? Că na, Rețu a fost înfrânt, Tatsumi Orochi a fost înfrânt, chiar și Jack a fost înfrânt. Din câte zi, îmi dau eu seama, zice bătrânelul, bă, ăștia l-ar putea bate pe Baki. Și zice Yujiro, ăstora le lipsește ceva ce are Baki, sângele de Hanma. Păi da, mă, dar are sânge de Hanma. Al da, dat, dai subțiat. Ia o bă, că e subțiat al Și după al mai întreabă, da, de ce nu te bați tu cu el? Moment în care ăsta zice, bă, nu-ți faci griji. Cine câștigă dintre ei doi va fi mâncat de mine. A, ok, ok. Apoi vorbea bătrânelul cu profesorul. Și zice, bă, da, picăl ăsta, ce i mai dăm de mâncare acum? Bachi stătea în arenă, se gândea, bă, picăl, stăm aici și respirăm același aer, vedem același lucru, mâncăm aici. Opa, Pă, mâncare, ce facem cu mâncarea? <gătă -i> o să mănânc ce asta când i vine foame. Și se ridică picăl, că-i venise mâncarea. 40 de kg de carne de tiranozaur. O lasă ăștia aici, a pleacă. Bă, și picăl ia carnea, mănâncă din ea și dă și lui Bachi, mă. <gătă -i> zice Baki, bă, dar e, e negătit, adică e vie, e crudă. Dacă mi-o ofer, de ce nu? Ia Baki o gură, zice, bă, dai bună asta, mă, din ce o fi făcută? Aia, miel, crocodil, n-ai tot treaba. Și mănâncă amândoi, stau bine, zice Bachi, bă, sunt full. Dar stai că asta e o problemă, dacă pică, e și el full. Nu va mai lupta, că ce rozmare? chiar asta zice doctor, bă, nu o să mai lupte niciodată. Deci că echipa lui de cercetători și ce mai fac ei vor să dezvolte o metodă de a crea carnea de tiranozaur la infinit. Carnea pe care o acum o să le ajungă cam vreo 2 ani să-l hrănească pe picăl. Deși în 2 ani au suficient timp cât să facă carne din asta. Și atunci nu mai are nevoie să lupte picăl. Apoi se duce să se întâlnească cu băiatul ăsta, cu Hanayama, și îi spune de chestia asta că picăl nu o să mai lupte. Dar Hanayama mai zice, bă, eu m-am întâlnit toată cu picăl și ne-a luptat. Bine, mai mult s-au împins unul pe altul. Dar de al nostru. Cum adică de al nostru? Da, mă, la modul că o să vrea să lupte stai liniștit. Și fix așa s-a întâmplat, mă. Se duce Bucky la Pickle Bă, și dă niște palme pe față. Da, așa super în ce, știi, la mângâia mai mult pe față. Bă, și l-a enervat asta pe Pickle A sărit pe Bucky direct. Și l-a împins până la celălalt capăt al arenei. Între timp Bucky îl ținea de față și ce, bă, Pickle, vă ca ai înțeles că făcea mișto de tine. Și dă asta un picior în capul pune jos. rețul și cu băieții erau sus. zice: "Bă, a început lupta de mult, numai că a dat Bucky un picior a venit la fix și mai dă Bucky niște picioare." Se pune pe Pickle, îi ia de gât să strângă să-i Som și pică a alergat cu el în spate. Bă, și se urcă sus sus pe stadion la vreo 30 de metri și sare. Gen, știi cu bachi în spate ca să sară pe el să l dărâme. La frate, erau 30 de metri. ăștia se gândeau, bă, cum naiba supraviețuiesc de la înălțimea asta. Băi și cad, l Au de pământ odată. După aia cad în picioare amândoi. Ăștia se gândeau, bă, incredibil, adică la pickle mă așteptam, da bachi, dă-l încolo pe bachi atât de puternic este. Și după aia pickle când să l atingă pe bachi aici, l-a pălit numai. Știi cum i-a făcut bachi atunci când l-a pălit ușor. Și bachi se gândea, bă, n-am ce să-i mai fac. Faptul că am căzut de la 30 de metri, ca și atunci când era mai mic și am căzut de pe leagăn. Organele lui interne au fost făcute praf, s-au toate în el și i-a venit sânge în gură pe care l-a înghițit. Se simțea de parcă ținea un mare bolovan în spate și tot ce voia să fac era să lase bolovanul peste el. Și Pică l-a văzut asta, deși Bachi părea pregătit de luptă în afară, înăuntru suferea grav. Și Bachi zicea, bă, ce aștept, dăm, atacă mă, lovește mă. Dar Pickle simțea regret și atunci cade în genunchi și începea să se roage mă. Să se roage pentru Baki mă, dar Baki de înăcaz, umilința și tot ce simțea aici i-a dat peste mână. Încerca să țipe la el, dar nu putea că na, corpul era super lovit și a să aer în piept și a țipat la el și a zis: "Bă, nu te ruga pentru mine." Și îl pălește Baki. După aia Pickle vrea să-l pălească doar că îi dă un pumn încet. Bă, da, încet rău de tot. Era la modul, hai mă uite, vezi că nu-ți dau damage, Haide să ne jucăm, că nu o să te rănesc. Bă, și da, așa vreo 3, 4, 5, 6 puncte din ăștia, super, ce doar la atingea pe față. Râdea pică, s-a supărat Bachimon. Ce crezi că face de necaz? Începe să urce prin arenă. Urcă până sus acolo de unde a sărit pică cu el și sare nebunul. Pare că a căzut în cap, dar aterizează în fund și zice, hai bă, vezi că n-am nimic, nu trebuie să-ți faci griji în privința mea. Pickle era confuz, el știa că, na, creaturile mai foloseau genul ăsta de camuflaj, gen se făceau moarte ca să le lași în pace. Dar la Bach era diferit, el nu s-a făcut mor ca să le lase în pace. Ba mai mult, a mai repetat toată mișcarea care a dat cel mai mult damage, s-a urcat și a mai sărit iar, de la 30 de metri și nu înțelegea Pickle, bă, ce cu ăsta e nebun. Și dă Bachi niște pumni, dar nu-l atinge. Și mai dă și un picior și cade Pickle. Și te gândești, what, nici nu l-a bă, de ce a căzut? I-a dat vânt. Și se ridică Pickle și după aia Cine explică rețo acum? Oricât de putere, ce a fost loviturile pe care le-a luat Pickle, n-a avut ce să-i facă, că omul e tank. Ce să mai e tank rău. Dar Baki l-a pălit cu un strat de piele. Nu vă faceți griji, ne, explicare va explica ce înseamnă această lovitură cu un strat de piele. Apare în viteza și șocul de la această lovitură i-a zgâlțit creierul lui Pickle, lucru care l-a făcut să cadă. Și acum Pickle stătea în fața lui Baki, dar puțin așa confuz, că nu știa ce s-a întâmplat cu el. Și acum Baki își face corpul bici. Da, revenim la bici. Se apropie de Pickle. Ba și dă o palmă pe spate. A, mama, îți dai seama ce doare L-a afectat pe Pickle. Bă, s-a îndoit Pickle aici și zicea, ma, șalele, cum o să dai pe spate, mă? I-a rămas și mâna pe spate. Iar Rețu ne explică. Și că lovitura asta este învățată în arta japoneză Kudo. Îți relaxezi mușchii și bam, dai cu biciu. Și aparent oricât de șmecher ai fi antrenat și cât de tare corpul tău, bă, ustură ca naiba. <laughs> și bai dă bachi și un picior tot așa, bici, și s-a supărat Pickle. Pickle când e supărat, intră în poziția de atac. Și bineînțeles că iar ajunge la Rețu care zice, o, oh, doamne, este tehnica care m-a pus pe mine la pământ. Păi da, oare ce o să facă Bucky? Dă iară cu biciu și începe Bucky acum transformarea. Ia niște forme din asta de kung fu, trece prin mai multe bestii. Se face vultur, se face urs, se face maimuță. Dar na, asta nu, nu sperie pe Pickle că până alea -s bestile pe care le-a mâncat Pickle Nu e nimic impresionat pentru el. Apoi face ceva și mai șmecher Bucky. Se face dinozaur. Triceratops mai exact. Aici a Pickle iar s-a panicat. Bă, ce cu asta? De unde? De două ori mai mic ca mine Bucky dar totuși, pe cât de mic e, pe atât de periculos pare. Uite, de tu ce poziție avea bac aici. Apoi, e altă formă, tot de dinozaur. Și altă formă, tot de dinozaur. Acum T-Rex. Și Pica zice, bă, ce e asta, magie vrăjitorul Bachi. Și l-a împins pe ăsta până a dat de gard. Și după aia Bachi ce a făcut? A combinat toate aceste poziții și a făcut un monstru combinat. Tiranozaur, balozaur, pontozaur. Și a venit înspre Pickle și l-a luat de mână și a simțit Pickle ca și cum un tiranozaur de ăsta l-a mușcat de mână. Bă, și l-a învârtit Bachi, la a dat cu el de pământ. Și după aia sare să dea iar în el, Pickle se ferește. Bagă tehnica aia lui de când se ferea de Jack, sare cu picioarele pe gardul de protecție și de aceea se aruncă înspre Bachi. Și Bachi s-a oprit atunci. A lăsat forma de tiranozauri îmbrăligat, s-a oprit și a dat pică direct în el. Doar că în loc să-l pareze, știi, să-l oprească, l-a respins așa cum știi, ca și cum mai dau o muscă la o parte din fața ta, like, bam, pleacă de aici. Băi și l-a respins pe Pickle direct sus, în arenă, în scaune. După aia, Bucky începe să marcheze teritoriul lui Pickle. Asta l-a supărat grav rău de tot. Se aruncă înapoi în arenă după el și se apropie Bachi de el și ce ai, mă, să ne luptăm ca oamenii. Lasă triceraptorul, balozaurul, pa, să ne batem ca oameni. Mare greșeală. Păi, dă Pickle doi pumni în cap, direct, jos. Fiind jos, nu lasă, se pune și îl calcă. Bă, dar -l calcă cu picioarele, într-una s-a pus pe el. Zice Bachi, Păi, incredibil, chiar și când parez, pare că nu parez deloc. Și mai dă asta un pumn pe sub gardă, direct în bărbie, îl aruncă mult în sus. Și aici se gândea ăsta, bă, dacă biscuit Olvia ar veni să bată cu el, dar chiar mă, de ce n-a venit ăsta? Culmea că cei mai puternici luptători l-au simțit pe ăsta atunci când a apărut la început și s-au dus tot să-l viziteze, numai biscuit Olvia nu s-a dus. Paia Baki se gândea la toată viața lui și se ferea de atacurile ăsta. În timp ce pică ataca, el se oferea. Până la un ultim atac, unde a apărut că pică l-a trecut prin el. Aici iară la panica pe pică l se întâmplă aduce aminte Pickle din copilărie când încerca să prindă un fluture care i-a scăpat din mână, nu n a înțeles cum, tot așa părea că a trecut prin el. Și după aia mai era un mare luptător din ăsta, karateca, care a ajuns tot așa să se ferească la modul că părea că trece prin tine. Și încerca pică să lovească, bachii se ferea. Și aici se întâmplă nenorocirea lui Pickle. Vezi cum îi bagă Bachi mâna aici între picioare? Ei bine, știi ce pleacă de aici? O mare lovitură fix acolo. Bă, l-a nenorocit pe picăl. L-a nenorocit atât de tare încât a căzut și se învârtea. Bă, ei făcut-se să fige spinerea la mod mă, mă, ce doare. Dar se ridică și mai supărat și, -și că de-abia acum începe bătălia finală. Apropo de bătălia finală, de-abia acum ni se arată că are niște cicatrici pe el. Nu le-a văzut nimeni până acum. Aparent erau făcute de la un t -rex. La un moment dat a luat un T-Rex în gură și ăsta a supraviețuit. Și evoluează fraierul. Își rearanjează articulațiile prin noi naiba să le ia, ci că băgat. the final battle begins. pe păi, na, e și ultimul episod, adică mai sus de aici n-are unde să mai ducă, uite-te și tu cum arată. Și dă un pumn lui Bucky, blochează, mai vine să-i dea și al doilea pumn, dar Bucky sare cumva pe mâna lui și nu și-a -și damage, îi cade tot în față și explică Bucky că bă, oricât de puternic ai fi tu, noi ca oameni tot am evoluat, pentru că avem tehnici, arte marțiale, tu nu știi, el doar dă cu forță pură, dar aparent cu tehnică poți să ocolești forța asta. Și începe Bucky să-l pălească, îi dă un picior aici și când picăl să-i dea un pumn, venea pumnul așa în reluare spre el, Bucky se gândea, bă, Bucky, da, Bucky se gândea la Bucky, Bucky ce o să faci? Zici ce faci? Dai, te ferești, nu te ferești, blochezi, bă, și dă contră. Înainte să ajungă pumnul lui pică la el, dă el un pumn pe stău. Ochi. Și îl ține după aia pe Pickle numai în Contră, 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 contră. în corpul tot când lovește pe cineva și sigur că îl pălești, cumva ți se lasă mai moale, nu mai ești în starea aia de apărare. Și a dat Baki de la la draci. Și după tot combo-ul ăsta, au început să se lupte la așa viteză că nu-i mai vedeai. Era numai prafu prin arenă. Aparent Pickle fugea și bachi îl prindea, bă, îl prindea și îl bătea, cum îl prindea, cum îl lovea. Și l-a pus jos. Și aici Bucky a făcut o greșeală, mare greșeală. S-a dus la picăl și a zis: "Bă, hai să ne batem fără arte marțiale, fără tehnică, doar așa din care mai puternic. Stupid. Normal că pică-l mai puternic. Și încep să se bată. Dă-i pum, și dă-i Și normal că Bucky e lăsat leșinat. This was stupid că Bucky putea să câștige. Dar nu, pierde. Mai țineți minte la 13 episoade în care am vrut să vedem dacă câștigă Baki sau nu? Nu câștigă. Da, cu toți ne aștepta să câștige. Nu, nu câștigă. L-a lăsat picăle și pe jos. Vin ăștia cu targa, îl iau pe picăl ce să le ia? că era ok. Rețul se gândea, bă, e clar că picăl a câștigat din moment ce e viu și poate să-l omoare pe ăsta dacă vrea. Anaia m-a zis, bă, eu în gândul meu, opinia mea e diferită. Eu aș zice că Baki, Da, că am are dreptate rețul, adică picăl a câștigat că dacă vrea, efectiv putea să-l mănânce, nu avea nimeni ce să facă. Și apoi se ridică picăl și pleacă. Era sus pe clădire și a venit și Bach la el și zice, bă, bani priveliște asta ce zici, Senpai, mă mai lași și pe mine să mai vin să mă uit aici așa cu tine? Desigur, Apoi vine Barac E prima oară când intru într-o cameră fără securitate, mai ales cu cel mai periculos om din lume stând în fața mea. Era Yujiro Hanma Și aparent ăsta venise să depună jurământul că ăștia președinții Americii veneau să-i spună lui Yujiro că, bă, în calitate de președinte al Americii, jur că nu o să vin să mă bag în potriva ta vreodată. Că n-au ce să-i facă, știi? Mare, mare jurământ. Și după aia dă asta un cărbune și zici, ia mă, dacă ești atât de șmecheri, zice lui Yujiro, Fă mă din cărbun lesta diamant. Și că tu ai fi mai puternic decât o armă nucleară. Ia, hai să te văd. Ia asta Carbunele cărbunele, îl strânge în mână, bă, și chiar îl face diamant. Și cu diamantul taie masa. Și asta, mă, you are very strong, my friend. Legat de problema cu s-a se făcuse mare ședință din asta că ce să facă cu el. Profesorul zicea, bă, eu zic că ar trebui să-l creștem noi la modul să avem grijă de el până moare și pe aia îl îngropăm după aia, decât să-l înghețăm iar și să-l lăsăm pentru generația viitoare. Că, na, ce să facă ea cu el după aia? După aia toată lumea, toată planeta, toate țările și la Națiunile Unite s-a votat. S-a votat să vadă ce să facă cu el. Ori lasă, ori nu lasă. Și apare în a fost de 1000 de voturi și a câștigat înghețarea la îngheța pe pickle Mergând, profesorul și cu capitanul, nouă ne arată aici că pică l-a scăpat. N-a fost înghețat. <gără> o fi cercat ăștia să-l înghețe, dar a scăpat. Și vine asta în față cu capul de T-Rex. Și aparent pică ne spune nu autorul, că i-a adus capul T-Rexului capitanului ca semn de mulțumire că și-a ținut promisiunea. Că, că, capitanul, la început de tot, a venit atunci la pică și i-a zis, bă, hai să te duc în Japonia să te bați cu oameni puternici ca și tine. Și aparent și-a ținut promisiunea, chiar a ajuns să se bată cu oameni puternici. Și acum pică e prin Japonia. Așa a rămas cu pică Iar acesta a fost Baki. Hanma sezonul 2, fiul căpcăunului. Nu uitați că o să vină partea cu Tasu acum în august, mai spre final, mai pe 20 și parcă ceva de genul. Și după aia nu știu dacă ar mai băga ceva, că odată ce se bate cu Tasu, unde îl se mai ducă mai sus de atât că Tasu e vârf, mai vârf decât vârf, unde să te mai duci? Sper că v-a plăcut acest sezon de Baki. N-am prea fost mulțumit cu finalul, sincer, speram să fie mai decisiv, să-l bată Baki ca lumea, dar asta este. Dacă ți-a plăcut, nu uita să bagi un like și un comentariu, că ne ajută foarte mult și ne -au de mâine cu un nou clip.